Dragii mei frați, probabil că ați zâmbit când ați văzut titlul acestei miniserii Căutând ochelarii de pe nas, că așa este când cauți ceva pe care l-ai în buzunar sau asupra ta sau mai ales ochelarii. Când îi iei la ochi și îți dai seama că îmblai după ei, te uiți în oglindă și râzi, zâmbești. Însă lucrul acesta devine, nu știu cum să zic, un gust mai serios în momentul când îți dai seama că același lucru se întâmplă cu privire la Dumnezeu. Îl cauți la marginea pământului sau gândești că e departe și El este chiar în fața ta. Este ca ochelarii pe care îi cauți și pe care îi porți. Da, El este totdeauna prezent. Niciodată nu o să ne putem confrunta cu absența lui Dumnezeu. Plin este cerul și pământul de mărirea ta. Acesta e un adevăr universal, dar este și cu aplicație personală. Nu există. Iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Până și perii de pe capă sunt numărați. Nu mi-ajunge cuvântul pe buze și tu îl și cunoști. Ceea ce ne spune nou definește prezența permanentă a lui Dumnezeu. Iubiții mei, cu ocazia precedentă am vorbit despre simțământul acesta al prezenței lui Dumnezeu în mijlocul unei așa strâmtorări, unei stări de nenorocire, cum era Israel pe vremea lui Gedeon. Israel ajunsese foarte nenorocit. Sau cum îi spunea lui Moise, lui Dumnezeu, nu pot să-mi văd nenorocirea, nu mai pot să-mi văd nenorocirea. Sau... am învățat împreună că, de fapt, Dumnezeu nu era departe, că El întreba unde e Dumnezeu dacă noi trecem pe aici, pe chiar în fața ta. Și Gedeon a rămas uimit, nu-i venea să creadă, a zis cu o credință, cu o uimire sinceră, a zis: Doamne, îngăduie-mi să aduc o jertfă, pentru că numai Dumnezeu ar putea primi jertfa și atunci vreau să fac lucrul acesta. Astăzi, cu această ocazie, prin harul bunului Dumnezeu, o să ne întrebăm împreună și o să învățăm câte ceva din cuvântul lui Dumnezeu cu privire la cea mai nemângăiată situație din viața noastră, atunci când pierdem pe cineva drag. Unde este Dumnezeu atunci? Simțim că este departe, simțim că nu este prezent și toate celelalte se mai refac. Când însă pierzi pe cineva foarte drag sufletului tău, pe cineva care ți este mai drag decât viața ta, nu există consolare într-o astfel de situație și te întrebi unde este Dumnezeu, știe Dumnezeu ce simt. A fost o situație în care Moise, când Dumnezeu a spus poporului: îi voi da carne pentru o lună de zile, Moise a spus: Doamne, ești conștient, te gândești, adică ai calculat bine ce înseamnă treaba aceasta? Aici sunt 600 de mii de oameni și te-ai gândit ce înseamnă să dai o lună? Și Domnul i-a spus, zice, oare s-a scurtat mâna Domnului, dar... Nu în domeniul ăsta ne întrebăm noi sau cineva, ci într-un domeniu cu mult mai profund. Doamne, tu îți dai seama ce simt, adică tu, Biblia spune, zice, îi cunosc suferința, îi cunosc simțămintele. Aceasta nu înseamnă informație despre suferințele noastre, ci înseamnă trăire. Pentru că în cartea profetului Isaia, cuvântul lui Dumnezeu spune că El a luat asupra Lui suferințele noastre, le-a luat asupra Lui. Deci nu e vorba că știe de ele, este informat, are soluții, El le trăiește. El trăiește această lupta noastră. Și așa cum menționam, nu există loc în care sau vale mai adâncă decât ruperea din suflet a unei persoane sau unei ființe pe care o iubim mai mult decât propria noastră viață. Și dacă ni s-ar fi dat să alegem, probabil că am fi ales să închidem noi ochii decât să pierdem ființa cea atât de iubită. În această ipostază este Maria și tema, subtitlul de astăzi este Grădinarul și lacrimile Mariei. Mergem în dimineața aceea, fără egal, la mormânt. Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt. Tot nu-i vine să creadă.
În prezența lui Iisus, cât a umblat, a fost ca un fel de viață veșnică. Nu a mai existat timp, nu a existat limite, limite ale bucuriei. Sufletul a fost de plin fericit în păcat. A fost viața veșnică. În prezența lui, viață veșnică. Și, așa cum a spus el, viața din belșug. Și toate acestea au născut în sufletul ei și al oamenilor care s-au bucurat câteva vreme la lumina lui, nu a lui Ioan, ci și a lui Ioan, dar la lumina lui, a creat în sufletul acestor oameni și al nostru, al tuturor, un răspuns copleșitor de iubire, un fel de iubire care trece dincolo de propria viață. Este ceva la care ține mai mult decât la viața noastră, iubirea noastră pentru Dumnezeu. Și acest lucru s-a zidit în sufletul ei și n-a putut să mai stea acasă, s-a dus la mormânt și plângea. Și pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt și în loc să vadă că el nu era acolo, adică tocmai aceasta o chinuia, pe când se apleacă să se uite iară, să vadă iară, nu poate să-și creadă ochilor și sufletului că este adevărat lucrul acesta. Am discutat cu multe persoane care s-au despărțit de cei iubiți prin moarte și îmi spunea cineva, zice, nu pot să mă despart de gândul acesta, de nu pot să accept golul acesta în suflet, nu îl am și îl continui să trăiesc în această atmosferă. Dar Maria este chinuită teribil pentru faptul că el nu mai este în mormânt, cineva l-a luat de acolo. Și lucrul acesta a adâncit și mai mult, a răsucit cuțitul în rană, cum se spune. S-a plecat din nou să se uite în mormânt, tot nu-i vine să creadă. Și în loc să vadă acest mormânt gol, pentru care ar fi trebuit să se bucure, mă gândeam de câte ori suntem atât de înșelați în viața noastră și ne jelim și plângem și suferim imens pentru ceea ce ar trebui să fie cea mai mare bucurie imaginabilă. Faptul că mormântul era gol, aceasta a fost cea mai bună veste bună care s-a adus vreodată în univers, a înviat Hristosul. El este dovedit a fi Fiul lui Dumnezeu prin învierea din morți. Ascultați Mesia lui Handel, ce explozie de muzică, ce se întâmplă acolo din cauza aceasta, că mormântul este gol și mormântul gol pentru Maria înseamnă altceva. Astfel că un lucru sau o situație în viață nu ne afectează în sine, ci ne afectează în felul în care noi o vedem sau o percepem, în același mormânt gol, pentru care îngeri au slăvit pe Dumnezeu, au umplut universul de muzică sfântă, în același mormânt gol, Maria vede cea mai adâncă pricină de întristare care poate fi vreodată trăită de ființa omenească. Ceva care este mult mai greu decât, chiar decât moartea sau mult mai prețios decât viața. Și ea vede în lucrul acesta. Ce ne aduce pe noi într-o situație ca aceasta? Ne aduce faptul că nu-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt. Ne aduce faptul că ne este mintea și sufletul pline cu propriile noastre gânduri și când Dumnezeu vrea să ne dea cuvântul Lui, nu e loc. Inima ne este plină cu ce al nostru, ce credem noi despre El. Nu ce mărturisește El însuși despre El. Dacă mărturia Lui nu are loc în viața noastră, pentru că noi avem păreri și e plin cu părerile noastre. Un exemplu crud, literalmente, după tot ce a fost la Golgota și răstignirea și toate,
ucenicii trec peste acest moment fără nici măcar nu-l menționează lui Iisus la întâlnire. Doamne, ce ți-au făcut? Sau prin ce ai trecut și cum a fost acolo? Nu menționează de fel acest lucru. Imediat cum se întâlnesc cu Iisus în Cartea Faptelor Apostolilor, în capitolul 1, prima întrebare este, acum ai de gând să așezi împărăția? Ei credeau că el va așeza împărăția aici. Cu gândul ăsta au umblat după el, au ascultat toate predicile și cuvintele lui, dar cuvântul lui Dumnezeu nu are loc în tine când ești plin de părerile tale. Degeaba le-a spus Iisus, n-a avut unde să se așeze așa ceva. Și acum, după înviere, revin și noadă firul exact acolo de unde s-a rupt. Datorită faptului că le era sufletul dominat de gândul acesta, era o tradiție a lor, cea mai împământenită dintre toate tradițiile, nu au putere să absoarbă sau să asimileze sau să digere absolut nimic din ce spune Domnul Hristos. Deci nu au putere să înțeleagă ce s-a întâmplat la Golgota. Nici atât ideea învierii. Biblia spune despre ei că nici nu le-a trecut prin minte cu privire la înviere. De atâtea ori le-a vorbit, dar n-a avut unde să intre, pentru că în mintea lor Mesia nu trebuia să moară. Și deci unde să pui ideea că își va da viața și va învia a treia oară? Nu, ei erau plini cu părerile lor. Ați observat în dimineața aceea spre Emaus, adică era spre seară, spre Emaus, când ei veneau de la Ierusalim și triști, noi credeam că și uite că a treia zi, bancă, niște femei de ale noastre zice că ar fi avut o vedenie de îngeri, nu știu ce. Deci erau complet în afara adevărului, datorită faptului că erau dominați total de tradițiile în care crescuseră și pe care le hrăniseră încă speranțele acestea. Și aici este Maria. Maria nu procesează. Mormântul gol ar fi trebuit să fie motivul celei mai mari bucurii a sufletului ei cu putință. Deci a fost adevărat ce a spus el. A treia zi a înviat. Explozie de bucurie. Doamne Dumnezeu, le dăm putere să trăiesc bucuria aceasta. Nu, pentru că acesta e prețul pe care noi îl plătim în momentul în care Biblia spune ați desființat cuvântul lui Dumnezeu prin tradițiile voastre. Nu prinde. Deci nu prinde, nu e loc în sufletul și viața noastră pentru adevăr, din moment ce sufletul este plin cu păreri personale cu privire la adevăr. Și atunci suferim teribil din cauza aceasta. Suferința aceasta este normală, naturală în condițiile acestea, dar nu era necesară. Nu era necesară. Ea ar fi putut să fie, ce diferit ar fi trebuit să fie atmosfera între ucenici, nu de mormântare, nu de trădare, nu de dezamăgire totală, dacă ei ar fi primit adevărul, dar n-a avut loc. Adevărul n-a putut să fie primit din cauza că ei erau plini cu părerile lor. Acum îngerul, doi îngeri sunt acolo și spune Scriptura, unul la cap și unul la picioare, în locul în care fusese trupul lui Iisus, nu era trupul lui Iisus acolo. Femeii au zis ei, pentru ce plângi? Eu nu înțeleg de ce plângi, n-ar trebui să te bucuri din tot sufletul, n-ar trebui să fie o fericire care n-are hotare, pentru că toată predica Mântuitorului nostru, toată religia creștină, toată predicarea, toți martirii, toată istoria creștină de 2000 de ani și toate speranțele omenirii se centrau pe învierea aceasta din morți. Inițial Iisus a fost dovedit cu Scripturile că este Fiul lui Dumnezeu, dar acum, spune Pavel, a fost dovedit prin învierea din morți. Acesta era argumentul suprem al învierii. Și îngerul întreabă pe bună dreptate, pentru ce plângi? Noi mărturisim că credința noastră în învierea morților, noi mărturisim credința noastră în viața veșnică, în preschimbarea trupului acestuia, în a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos, când morții vor învia și când noi, supuși putrezirii, vom fi îmbrăcați în nemurire. Mărturisim aceasta, dar nu procesăm. Nu procesăm, nu credem, pentru că dacă am crede aceste lucruri într-adevăr, în situația groaznică în care stăm la căpătâiul celui iubit, noi am privit lucrurile altfel, cu alți ochi. Manifestarea noastră ar fi alta. De altfel, Biblia, Pavel Apostolul le spune fraților din Tesalonic, vă scriu aceste lucruri ca să nu vă întristați, nu mai discutăm de
jălanie, de jale, de boce sau de țipete sau de sfâșieri din acestea, vorbim doar de întristare. Vă scriu ca să nu vă întristați ca aceia care nu au nădejde. Atenție, spune Pavel. Ancorați în prezent, ancorați în cuvintele lui Dumnezeu. Că dacă aceste cuvinte nu sunt adevărate, nimic nu mai are sens în cazul acesta. Dar dacă noi le mărturisim, atunci trebuie să le și trăim, trebuie să le primim în sufletul nostru. Să nu vă întristați ca aceia care nu au nădejde. Când Domnul i-a spus lui Ezechiel, fiul omului, printr-o lovitură voi răpi ce ți-e mai scump în ochi, și apoi el spune, dimineața vorbisem poporului și seara mi-a murit soția, Domnul i-a spus să nu plângi. Păi cum să nu plângi? Păi nu, să nu plângi, că nu este nimic. Deci de nu este nimic, moartea este un nimic. Totul este cuvântul lui Dumnezeu care a fost spus cu privire la moarte. Moartea a fost biruită prin moartea lui. Lucrul acesta nu trebuie doar vorbit. Lucrul acesta este adevărat, cu adevărat este așa. Și îngerul întreabă, de ce plângi? Nu ai motiv să plângi. Ai avea motive de o mare bucurie. Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Dacă lui este scumpă, nouă cum de ne este așa de sinistră? De ce drumurile noastre sunt așa de despărțite de el? Vorbesc de propriul meu suflet, am stat lângă tatăl meu tânăr care a plecat și ce sfârșire am trăit și mi se împleticeau genunchii și nu vedeam drumul pe unde merg de suferință. Îngerul întreabă, de ce plângi? Dacă e adevărat ce ai spus cu privire la Mântuitorul care a înviat și dacă e adevărată făgăduința lui, eu voi învia în ziua de apoi. Dacă lucrurile acestea sunt adevărate și trăite, dar uite că inima nu te lasă. Inima este nespus de înșelătoare și de desnădăjduit de rea. Ființa noastră trece ca iarba, cuvântul Dumnezeului nostru însă rămâne în veac. Aceasta este marea făgăduință. Pentru ce plângi? Pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. Serios, de unde știi lucrul ăsta? Ce dovezi ai tu că au luat pe Domnul și că nu știi unde l-au pus și l-au pus undeva unde nu știi tu? Ce dovezi ai tu pentru așa ceva? Niciun fel de dovadă. Dar noi luăm o părere personală, o impresie a noastră sau vederile noastre, luăm ca și când ar fi legea lui Dumnezeu, ca și când e cuvântul etern al lui Dumnezeu. Ea ar fi putut să spună, mă gândesc că am creat un scenariu în mintea mea, m-am gândit că l-au luat de aici, l-au ascuns undeva, s-a întâmplat ceva. Aceasta este o probabilitate, una dintre posibilități, ar fi posibil așa ceva. Doamne, e bine ce mă gândesc? Eu mă gândesc. Ai făcut rob ascultării de Hristos un astfel de gând? Nu! Nu ai făcut rob ascultării de Hristos, ci i-ai spus și îngerului direct, ca și când ai avea convingeri ca ale lui Dumnezeu. Totale. Deci eu știu ce s-a întâmplat și eu sunt, aceasta e realitatea și adevărul care corespunde cu realitatea ca și cum ar fi însuși Dumnezeu. Pentru ce plângi? Și dă răspunsul imediat. Pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. De unde știi că l-au luat? Și de unde știi că este pus undeva Iisus la ora actuală? Și de unde ai? Ce dovadă ai pentru lucrul ăsta? Niciun fel de dovadă. Poate că au vorbit între ei, oamenii au schimbat aceasta, dar trebuie să venim la Dumnezeu să-i supunem gândul nostru. Atunci, versetul 14 din Ioan 20, după ce a zis aceste vorbe, s-a întors, Duhul lui Dumnezeu i-a spus, ia, întoarce-te puțin. S-a întors și a văzut pe Iisus stând acolo în picioare, dar nu știa că este Iisus. De ce nu știa că este Iisus? Pentru că mintea și sufletul erau pline cu părerile personale despre situația respectivă. Asta, ce cred eu, este adevărul absolut, etern, este ca și Dumnezeu. Stai! Supune lui Dumnezeu ce crezi tu despre o situație anumită și El este Cel care îți va da acces la adevăr. Vei ști ce departe e adevărul de ceea ce credem noi despre situația, o situație sau alta. De aceea este atât de vindecător.
E atât de binecuvântat să venim în prezența lui Dumnezeu. Noi răsturnăm imaginația, izvodirile minții, creațiile imaginației noastre, le răsturnăm pe acestea. Orice gând îl luăm captiv, îl ducem captiv ascultării de Hristos. Îl aducem și îl confruntăm cu adevărul, îl măsurăm cu adevărul viu care e Domnul Hristos. Ea se întoarce către el, nu știe că este el, nu știe că este Iisus, pentru că nu are loc în mintea ei. Ea crede că este, că el a murit, că este furat pur și simplu și e dus undeva. Și asta e ce crede ea, și credința aceasta noastră informează toate manifestările vieții noastre. Când ai pus ochiul rău pe cineva sau pe ceva, totul e rău. Saul pusese ochiul rău pe David. Și atunci tot ce se întâmpla cu David era ceva rău, sigur, fără discuție. Uite, n-a venit, oh, sigur, e necurat din cauza aceea. Ce dovadă ai? Nu am nevoie de nicio dovadă. Ce gândesc eu, aceasta e ca Dumnezeu. Nu? Orice gând, fă-l rob ascultării de Hristos. Nu-l acolo, că dacă e adevărul, e foarte bine. Iisus îl va confirma și îți va spune, drept ai vorbit, e adevărat. Ați observat în Scripturi cum spune, aici ai spus adevărul, el te va confirma. Sau pe de altă parte va spune, o necredincioși și zăbavniși cu inima când e vorba să mă credeți pe cuvânt, cât de departe e ce gândiți voi față de ceea ce s-a întâmplat. Ea nu poate să își dea seama, deci nu e loc în mintea și sufletul ei că să gândească faptul că persoana din față ar putea fi Iisus. Nu e loc. Nu, Iisus este mort și Iisus este luat, furat de acolo și dus undeva unde ea nu știe. Aceasta a blocat total. N-are cum să știe că este Iisus. Nu-i trece prin minte așa ceva. Versetul 15. Femeie, i-a spus Iisus, de ce plângi? Aceeași întrebare pe care au adresat-o îngerii. Adică e motiv de jale biruința, triumful învierii Domnului nostru, Iisus Hristos, oratoriu, Mesia, învierea. Este acesta motiv de jale, de plâns, de tragedie. De ce plângi? Și Iisus o întreabă, pe cine cauți? Uitați-vă răspunsul ei. Ea se gândește, mă, cine este cel care mă întreabă? Este grădinarul. E paznicul de aici, de la cimitiri, crezând că este grădinarul, noi atribuim imagini lui Dumnezeu, îl imaginăm, îl proiectăm asupra lui Dumnezeu imagine. Ea a proiectat imaginea grădinarului asupra lui Iisus și gândea, îl trata și era ca și când era grădinarul. Dumnezeu vorbește cu noi și noi îl tratăm ca și când ar fi cel din imaginația noastră. Ea își imagina că trebuie să fie grădinarul. Domnule, spune ea foarte politicos, dacă l-ai luat, l-a suspectat pe grădinar acum. Ăsta trebuie să fie, pentru că ăsta e aici, el știe toate treburile, altul n-are care să fie. E câte cineva care pune asupra ta, ia și-a gândit, e sigur, domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă duc să-l iau. Spune-mi, se adresează, Iisus nu răspunde la această întrebare, ci spune versetul 16, Iisus i-a zis, mai Marie, când a auzit glasul acesta, ea s-a întors și a zis în evreiește, rabuni, învățătorule, wow! Da, nu putea nimeni să aibă glasul acesta lui, ce mult contează să cunoaștem glasul lui Dumnezeu. A recunoscut imediat glasul lui, Iisus, rabuni, învățătorule, Nu mă ținea, căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă suit la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. Prieteni iubiți, mă rețin de a mă adânci în aceste lucruri, pentru că ele sunt tulburător de frumoase și de bune și de însemnate, dar cer bunului Dumnezeu să ne deschide ochii minții și ai sufletului, să putem pricepe împreună cu toți sfinții că Dumnezeu nu este departe într-o situație ca aceasta. E adevărat că niciodată nu-L putem vedea pe Dumnezeu mai departe ca în situația în care ce ne era mai scump în ochi? Ființa pe care o iubeam mai mult decât viața noastră ne este luată într-un fel sau altul. Surorile lui Lazar erau sigure că el a fost absent. Dacă erai aici,
n-ar fi murit fratele nostru. Și nu știau că, de fapt, ochelarii erau... Nu știau că el a fost permanent prezent. Lazar, prietenul nostru, e bolnav, Lazar doarme, mă duc să-l trezesc. Iisus era în permanent la curent cu fiecare eveniment și nu la curent, ci așa cum am obișnuit și am scris multor prieteni care, sau studenți care mi-au spus despre emoțiile lor în perspectiva examenului și am spus, zic că în ceruri a trecut deja ora aceasta și am asemănat cum e în America, păi aici, pe coasta de est, este 12 ziua, la noi este 9 dimineața, încă pe coasta de vest, vreau să zic, este 9 dimineața, încă nu a venit ora 12, dar aici a și trecut ora 12, așa este la Dumnezeu, pentru că nu există timp la Dumnezeu, El nu numai că este prezent în evenimentele în care urmează să intrăm noi, dar aceste evenimente viitoare pentru noi sunt la timpul trecut pentru El. Deja au trecut. Și Maria a avut această bucurie pe care, mă rog lui Dumnezeu să o avem și noi, să descoperim cel din tâi lucru și cel mai însemnat, și anume că Dumnezeu nu e departe de noi, nu este la marginea pământului, nu este absent, El este atât de prezent în viața și ființa noastră, încât Scriptura spune a luat asupra Lui durerile pe care le simțim noi la despărțirea de cineva iubit și drag. Aș dori din toată inima să ne închinăm împreună. Tată Ceresc, îți mulțumim pentru speranța aceasta care ai pus-o în sufletul nostru și ori de câte ori înclinăm să uităm de prezența Ta, Doamne, ridică ochii noștri spre Tine. Ajută-ne să nu uităm niciodată că Tu ai condus pe Moise, Doamne, și i-ai închis ochii. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem că aceste lucruri fac parte din planul Tău pentru viața noastră și planurile Tale sunt făcute cu atâta iubire. Ajută-ne în același timp să știm cât ești de prezent, Doamne, în toate aceste lucruri și să nu cădem niciodată în ispita de a Te vedea departe sau izolat sau neinteresat sau care nu înțelegi simțirile noastre. Păzește-ne de o astfel de ispită, Doamne. Aceste lucruri sunt adevărate despre idol, dar nu despre Tine, Doamne. Ne închinăm înaintea Ta și îți mulțumim din toată inima pentru darul prezenței Tale. Slăvim și lăudăm numele Tău în veci de veci. Amin.